Balcan Cătălin Mihai, sunt component al clubului George Rădoi din Giurgiu și în prezent mă antrenez la București alături de sensei Ionel Stancu. Așa, am înțeles că tu faci Kyokushin. Da, practic Kyokushin de peste 15 ani. Am rezultate naționale, dar și internaționale, titlul campion european și o cupă mondială under 22 de ani câștigată la noi în România. Așa, să ne spui la ce categorie o să particip la gală. O să particip la categoria minus 79 de kilograme și am înțeles că o să lupt împotriva unui sportiv din Constanța. Ce știi despre adversarul tău? Mare lucru n-am aflat, doar am văzut două meciuri în care pot să zic că s-a descurcat destul de bine, un luptător puternic, dar m-am pregătit destul de bine și sper să câștig. Să ne spui cum ai luat decizia de a lupta în kickboxing? Pentru mine, sincer, este o provocare, o nouă provocare. Am peste 15 ani de karate Kyokushin, am luptat foarte mult în karate Kyokushin și am dorit să schimb un pic profilul, să îmi fac debutul și în kickbox. Ce așteptări ai de la gală? Așteptări foarte mari, m-am pregătit foarte mult pentru această gală, chiar două antrenamente pe zi și îmi doresc foarte mult să ies învingător. Spune-ne cum e atmosfera aici la Nița Dinastie. Cum te antrenezi și ce ți se pare cel mai în regulă? Adică ce ți se potrivește ție cel mai mult? Atmosfera este foarte bună. Colegii mei sunt alături de mine, am tras tare împreună și ei alături de mine își doresc să câștig. Am înțeles și acum o să te rog să-i transmiți un mesaj tu ăsta de azi, tot ție, dar celui de după gală. Ce să zic, îmi doresc multă baftă, să fiu atent și să lupt cum am învățat și cum am antrenat. You got it.